nimeni, pentru mine n-a fost o surpriză. Ieri a expirat perioada de 10 zile de depunere a contestațiilor la licitația pentru execuția pasajului Popa-Șapcă și fix după rețeta care s-a practicat la Jiul, s-a depus contestație întâmplător, dar fără nicio relevanță, subcontractor la firma Money Impex, care a depus contestația, este Tecnocer, dacă vă spune ceva numele acestei firme, da? Deci PSD-ul nu are nicio implicare. Nu, că așa spun unii care, sigur că n-au voie să spună altceva, că nu-și mai primesc ce-și primesc. Da? Deci iată, ce vreți mai clar decât atât? În a 10-a zi, din nou, în ultimele minute, doamne, nu e rea voință, nu este boicot. Eu tot aștept să văd că instituțiile specializate ale statului român, și ele se cunosc, nu le nominalizez eu, intervin și dau în vileag aceste structuri mafiote, aceste grupuri de interese politico-economice care au făcut atâta și atâta rău țării. Eu mă zbat de aproape 4 ani să fac cât mai multe lucruri pentru Timișoara și slavă Domnului, mă uit în ochii oricărui timișorean cu seninătate și mă mândresc cu câte am reușit să fac, oricât de greu mi-a fost și mi-a fost foarte greu, da? Și am făcut totul cinstit, corect, respectând legea, dar în timpul acesta, în loc să fii lăsat în pace, să faci bine public, să faci bine pentru comunitate, ești mereu boicotat de astfel de grupuri și nimeni nu le tulbură viața. Nu știu, dar nu mă interesează dacă e prima sau a 10-a. N-are nicio importanță. Important este... Poftim? Nu știu dacă a mai fost o contestație. Pe mine mă interesează că este cel puțin o contestație suficientă. Cred că au contestat și aceiași care au contestat la Jiul. Da? Cred, dar nu vreau să greșesc. Nu știu cum se cheamă, firma Pro... Întrebați, ca să spunem, întrebați. Nu știu exact cum se cheamă, o firmă din Iași, da? Care, nu știu de unde este Money Impex, că eu nu mă interesez cine participă la licitație, de unde sunt, la sfârșit mă interesează dacă s-a reușit sau nu s-a reușit. Money de la Monica. Money. Procom. Așa, Procom. A fost firma care a contestat la Jiul, e o firmă din Iași și evident că putem să facem foarte multe suspiciuni privind relația între proiectant și executant. Două firme din Iași. Nu suntem organe de anchetă și nu avem nici prerogativele, nici priceperea să clarificăm noi cum stau lucrurile. Dar este revoltător să vrei să rezolvi probleme atât de importante pentru orașul tău, cum sunt acestea legate de lărgirea celor două pasaje, Jiul și Popa-Șapcă. Jiul circumvarațiunii se lărgește la 5 benzi. Vă dați seama cum va fi acolo față de cum e acum? Strada Jiul se lărgește la 4 benzi. Vă dați seama cum va fi acolo după ce lucrarea va fi gata? Popa-Șapcă se lărgește de la 2 benzi la 4 benzi. În plus, se fac amenajări frumoase de trotuare, adevărate, de piste de biciclete, adevărate. Zonele primesc un alt aspect. Va fi un alt standard urban acolo. Evident că, în primul și în primul rând, ne interesează funcționalitatea. Totul va funcționa mult mai bine. Dar e normal să fii boicotat, pentru că de boicot este vorba aici. Nu e vorba de obsesia nimănui. De jumătate de an, aproape la orice lucrare,
ne întâlnim cu așa ceva, de când a început să miroase a alegeri. Nu, Tehnocer, întâmplător, a venit ca și partener al firmei Moni Impex, are o parte din lucrare subcontractată. Moni Impex este antreprenor general și când vii la licitație, poți veni și cu parteneri cărora le dai o parte din lucrare. Ei, Tehnocer, am fost informat că este într-o astfel de postură de parteneriat cu Moni Impex. Unii sunt în relație de la început, alții pot și după aceea să-și facă subcontractări. Poate fi și în asociere, dar n-are nicio importanță asta. Important este că o firmă a depus contestație și că, întâmplător, unii zic fără nicio relevanță, e implicată în oferta respectivă și firma Tehnocer PSD-istă până în măduva oaselor, mai bine zis până în fiecare celulă, inclusiv din oase. Nu vreau să îl acuz eu pe domnul Bojin, eu spun atât, se știu lucrurile foarte bine, da? Adică se cere descalificarea tuturor și reluarea licitațiilor. După ce s-a parcurs inclusiv etapa de licitație electronică. Oameni buni, v-am explicat și data trecută. Dumneavoastră știți cât de lungă este o licitație. Știți că din momentul în care se trimite documentația pentru licitație la autoritatea de achiziții publice, durează 2-3 săptămâni minimum până când se postează pe SEAP, pe Sistemul Electronic de Achiziții Publice. După aceea, sunt 52 de zile în care pot fi depuse ofertele. După ce se depun ofertele, urmează o perioadă de clarificări. Se analizează documentele de calificare, în primul rând, de calificare, rețineți că revenim asupra ideii de calificare și sigur pentru a se lămuri dacă e calificabilă o firmă, o ofertă pentru etapa următoare sau nu, se dialoguează, se mai cer anumite explicații vis-a-vis de documentele depuse, poate se cere câte ceva în plus, totul evident în strict acord cu prevederile și posibilitățile legii. La un moment dat se termină cu asta, firmele sunt considerate, o parte din ele calificate în procedură, mai departe, și apoi vine analiza tehnico-economică. Se face uz și de experți care verifică la nivel de detaliu că sunt îndeplinite toate cerințele tehnice din caietul de sarcini și, în fine, se face ierarhizarea ofertelor după preț. Că noi lucrăm după preț tocmai ca să fim protejați. Aici nu mai e loc de subiectivisme. Nu mai poate nimeni să ajute pe nimeni. Poate să vrea oricât, presupunând că ar fi vreun nebun care ar vrea, că eu cred numai un nebun, poate să își dorească să altereze aceste competiții în condițiile în care noi le organizăm. Ei, nu ne-am oprit la atât. Noi mergem și la așa numită licitație electronică. Asta înseamnă că pe parcursul interval de timp foarte clar delimitat, până la nivel de an, lună, zi, oră, minut, secundă, da? Fără exagerare, ofertanții își pun oameni la calculator și se joacă cu prețul, adică îl tot scad ca să-și creeze șanse să câștige. Deci nu se rămâne la prețul scris în ofertă, ci prețul poate fi dus în jos, da? Prin astfel de procedură, un ofertant nu știe cât, la ce preț sunt alte oferte, dar sistemul electronic, sistem național, nu e al primăriei, nu avem acces la el, da? Arată ofertanților în fiecare moment pe ce poziție se află ei. Ei, din jocul acesta de preț, care merge până la ultima secundă, întotdeauna noi am făcut economii uriașe. Câteodată de ordinul 10-20 de milioane de lei în procente, 20-30% din valoarea ofertei, de foarte multe ori. Și am parcurs și această etapă, oameni buni.
și la Jiul și la Popa Șapcă. Și abia după ce am parcurs și această etapă și am știut un câștigător, au venit contestatarii și au spus, păi n-aveau voie să fie calificați. Și au spus-o în a 10-a zi, în ultimele minute în care se putea înregistra o contestație. Judecați fiecare dintre noastră. Așa face o firmă de bună credință, care să presupunem că are o nemulțumire. Păi depunea contestația la început, când a văzut că se lasă oferta calificată și ea, firma care contestă, considera că e ceva incorrect acolo. Păi ce motive? Nici nu mai are rost faptul că vii acum. Vii să spui că o firmă nu are experiență prealabilă. În primul rând, astfel de cerințe nu poți să pui foarte dur că vine peste tine oficiul concurenței. Iar Uniunea Europeană chiar cere să nu se pună condiție de experiență prealabilă. Pentru că se îngrădește prin asta concurența. Există anumite cerințe și atunci, sigur, cei care contestă vor să le aplice foarte în gust. De exemplu, poți să faci tuneluri prin munți, poți să faci pasaje și superpasaje, dacă n-ai făcut lărgire de pasaj, să nu fii calificat. E aberant, e chiar penibil să pretinzi așa ceva.